2 februarie 1995 este data la care Cristi Rezeanu a participat pentru prima oară la un antrenament de karate la fosta școală numărul 10, sub îndrumarea profesorului Valentin Mihalache. Probabil, puțin știu că modelul său a fost actualul antrenor de la secția de karate a Clubului Sportiv Municipal Slatina, Alin Andri, pe care l-a întâlnit la primul antrenament. Este în premieră ceea ce vă spun, în momentul când am intrat în acea sală, țin minte că în spatele sălii își făcea antrenamentul actualul președinte și antrenor de la Bushido, dacă nu mă înșel, Andri Alin, colegul nostru de altfel, și făcea antrenamentul, țin minte că avea centura maro și făcea un kata care se numește Kankudai. Și văzându-l, țin minte că eram îmbrăcat într-un training, ca de altfel ca fiecare începător, culmea ironiei a fost că eram singurul începător din toată sala. Restul erau numai avansați. Pentru a lua parte la primul antrenament, Cristi Rezeanu a chiulit de la ora de meditație la franceză în clasa a 12-a, a fost însă nevoit să renunțe la karate, dar nu a putut sta departe de sala de antrenamente doar un an. Mi-era dor de colegi, mi-era dor de sală, mi-era dor de tot. Mi-era foarte greu, dar am zis că trebuie să fac această pauză în primul rând, pentru că, așa cum am spus, aveam și bacalaureatul și trebuia să iau acest examen. Actualul antrenor al secției de karate de la CS Scorpion Slatina spune că viața de sportiv i-a oferit numeroase satisfacții, dar a rămas și cu un regret. Din păcate, nu am reușit să particip la foarte, foarte multe competiții sportive, decât pe plan local, județean și zonal, calificându-mă de mai multe ori la competițiile naționale, nu am putut participa din motive financiare. Dar probabil că și asta a fost primul punct pentru care îmi doresc atât de mult performanță. În momentul când am decis să închei cu această carieră de sportiv și să urmez cariera de antrenorat, Celul meu a fost următorul: să scot sportivi cât mai buni și să mă clasez cu ei pe cele mai înalte locuri ale podiumilor naționale și internaționale. Rezeanu mai spune că în momentul în care a obținut centura neagră și-a dat seama că acest sport va deveni un mod de viață pentru el.